Iată-ne ajunși la fericirea a treia. Ce am învățat până acum? Cel ce știe că nu se poate mântui pe sine, adică cel ce nu mai are încredere în sine pentru salvarea proprie și își plânge cu adevărat păcatul, iese din orice competiție a afirmării de sine pentru că își știe adevărata măsură. Iată cum se îmbină primele trei fericiri. Și am ajuns la Matei 5:5. Fericiți sunt cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. În alte cuvinte, dacă vreți, fericirea celor ce fac loc și altora. Sau fericirea celor ce pot sta liniștiți în umbră când altul îi ia strălucirea. Ce-o fi însemnând blândețea aceasta? Așa că aș vrea să călătorim puțin și să înțelegem foarte bine ce înseamnă blândețe și apoi să vedem cum ne putem dezvolta în noi înșine. Cuvântul blândețe poate produce confuzie datorită definirii lui variate sau nuanțate. Încă din vechime au fost dezbateri sau înțelegeri diferite cu privire la acest cuvânt, la înțelesul lui. Aristotel, de exemplu, îl definește ca fiind un atribut uman care ține sub control impulsurile și resentimentele și se manifestă cu sânge rece, stăpânire de sine. O definește Aristotel. Platon opune blândețea ferocității și cruzimii. Dar în același timp Platon o egalează și cu demagogia sau diplomația demagogului, acea slugărnicie care își caută interesele, care caută popularitate și putere, acel limbaj mieros, siropos în care încerci să te pui bine cu toată lumea. Pindar o aplică regelui liniștit și bun cu supușii. Herodot o vede ca fiind opusul mâniei. Iată câte nuanțe diferite. Întrebarea noastră este, bine, bine, și până la urmă ce înseamnă a fi blând? E bine, din moment ce afirmația pe care o studiem este o afirmație biblică, înțelesul blândeții trebuie găsit în contextul biblic. Pentru că întotdeauna contextul îți dă înțelesul unui cuvânt. Când Iisus folosește ferice de cei blânzi, el are ceva în minte. Și ce are el în minte trebuie să fie regăsit în contextul întregii Scripturi. Așa că, haideți să încercăm să definim blândețea așa cum o întâlnim în contextul biblic și abia apoi vom înțelege mai bine ce vrea să zică Iisus cu ferice de cei blânzi. Iar călătoria noastră începe undeva în Vechiul Testament, în Numeri 11 și 12. Este primul pasaj mai mare în care cuvântul blândețe este exprimat. Trecuseră deja 2 ani de pelerinaj prin pustie, soare mult, praf mult, mană multă și poporul se revoltă și strigă, vrem carne! Nostalgia bunăstării Egiptului vine peste ei. Egiptul nu fusese înfrânt de tot în ei. Moise, supărat sub această provocare a poporului, strigă către Dumnezeu și spune, Doamne, eu singur nu pot duce tot poporul acesta. Și Dumnezeu spune, bine, adună 70 de bărbați și îi voi investi cu autoritate. Și textul Scripturii spune, voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei. Adică, nu vei fi tu singurul peste care Duhul meu este pus. Iau de la tine și dau și altora. Și Moise este cu totul și cu totul de acord. Vedeți cum deja face loc și altora? Nu ține cu mâna strânsă autoritatea și privilegiul pe care îl are? Cei 70 au început să prorocească, astfel sunt validați înaintea poporului, apoi au tăcut. Și apoi, 2 tineri, Eldad și Medad, încep să prorocească în tabără. Cei 2 erau dintre cei 70, ne spune Scriptura, dar nu veniseră la cortul întâlnirii unde avusese loc coborârea Duhului peste cei 68. Dar ei, acolo unde erau la cortul lor, au început să prorocească în tabără. Făceau notă discordantă față de planul stabilit. În momentul acela, Iosua vine la Moise și spune, Domnule Moise, oprește-i! Și Moise îi răspunde, Iosua, ești gelos pentru mine?
Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul Lui peste ei. Iată-l deja, un Moise care face loc și altora. Nu doar eu să am parte de Duhul Domnului, toți să aibă. De ei Domnul să aibă toți privilegiul acesta. Deși Moise ar fi avut probabil puterea și autoritatea să-i oprească, de ce n-ați venit la cortul întâlnirii? Cine vă credeți voi, de ce nu respectați regulile ca ceilalți? De dragul binelui lor, Moise nu-i oprește. Renunță la dreptul lui pentru progresul altora. Și nu trec decât câteva versete mai încolo și o întâlnim pe Maria și Aron, care, spune textul, au vorbit împotriva lui Moise. În alte cuvinte, îi contestă poziția de mijlocitor între Dumnezeu și popor. Și îi spun cuvintele acestea. Oare numai prin Moise a vorbit Domnul? N-a vorbit și prin noi? Și acum vine expresia. Moise însă, Moise în concluzie, Moise în fața acestei situații în care autoritatea este știrbită sau contestată, Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Întâmplarea așez mai departe, Maria este lovită cu lepră, apoi Moise se roagă pentru vindecarea ei, face bine celei ce i-a făcut rău și iată cum deja ne putem apropia de o definire a cuvântului blândețe. Blândețea este refuzul de a intra în competiția afirmării de sine. Blândețea este recunoașterea meritelor și valorilor altor oameni. Refuzul de a te ridica pe tine călcând pe alții în picioare, cățărându-te pe umerii altora. Și apoi trec secolele și îl întâlnim pe Iisus, care folosește iarăși cuvântul într-o manieră iarăși revelatoare. În 84 de capitole ale Evangheliilor există o singură unică autocaracterizare a lui Iisus. Când Iisus stă să vorbească despre sine, să se autocaracterizeze, el o face în felul următor. Se descrie pe sine ca fiind blând și smerit cu inima. Veniți la mine toți cei obosiți și împovărați, Matei 11, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima, sau în inimă, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Când Iisus stă să se caracterizeze pe sine, el folosește aceste două cuvinte. Sunt blând și smerit în inimă. Blând și smerit în inimă. Să nu uităm că inima, în contextul biblic, nu se referă la acel domeniu al emoțiilor noastre, ci inima, în înțelesul Scripturii, se referă la centrul vieții, care determină tot ceea ce suntem. Așa că Iisus aici, prin această descriere blând și smerit în inimă, Iisus își dezvăluie esența ființei sale. Și atunci, ca să înțelegem conceptul de blândețe, trebuie să ne folosim și de conceptul de smerenie. Pentru că blândețea și smerenia formează un cuplet natural. Una derivă din cealaltă. Sunt unul și același lucru. Unul lăuntric, altul exterior. Smerenia este lăuntrică. Este o gândire cumpătată cu privire la sine. Deși smerenia a fost disprețuită încă din antichitate, smerenia este tărie. Este lepădare de sine și nu oricine poate face asta. Smerenie înseamnă să nu te lași afectat, îndurerat, când nu ești băgat în seamă. Să nu te lași afectat, îndurerat, când cineva te întrece. Ți-o ia înainte. Asta-i tărie, nu-i slăbiciune. Blândețea este întruparea smereniei. Manifestarea smereniei este blândețea. Smerenia este un mod de a gândi despre tine și blândețea este gândirea aceea pusă în fapte. În timp ce smerenia deci este un mod de gândire, blândețea este o serie de acțiuni generate de gândirea smerită. Blândețea nu este sinonimul indolenței, a moliciunii, a unei personalități șterse, dimpotrivă, ea este puterea celui controlat. Blândețea este putere controlată. Este calitatea unei personalități puternice care este stăpână pe sine
și poate vorbi elogios la adresa celui care îl eclipsează. Smerenia și blândețea, deci, formează un cuplet natural. Smerenia se gândește puțin la meritele sale, blândețea se luptă tot atât de puțin pentru drepturile ei. Și atunci am putea strânge lucrurile în felul următor. Smerenia fără blândețe este mândrie, blândețea fără smerenie este afirmare de sine. Și aici să fim foarte atenți. Smerenia fără blândețe este mândrie. Mândria că ești smerit. Eu sunt un om smerit. Blândețea fără smerenie este afirmare de sine. Adică te comporți blând ca să faci impresie bună, ca să te afirmi, în timp ce ești plin de sine. Faci fapte smerite, fapte blânde, te faci că îi lași pe alții să înainte, te faci că nu te afectează întrecerea în care tu rămâi în urmă, strălucirea care îți este luată, te faci că nu te afectează, dar înăuntru clocotești. Smerenia fără blândețe este mândrie. Blândețea fără smerenie este afirmare de sine. Dacă până acum am stabilit oarecum, am definit ce înseamnă blândețea și smerenia, haideți să vedem care este portretul ei. Cum se manifestă blândețea în viața de zi cu zi? Cum arată portretul celui blând? Blândețea se manifestă atât față de Dumnezeu, cât și față de semeni, în relația cu Dumnezeu și în relația cu semenii. De exemplu, un mic portret. Blândețea față de Dumnezeu se manifestă în două feluri. Cel blând față de Dumnezeu se supune voii lui, adică își poartă cu liniște circumstanțele, situațiile ce vin peste el ca fiind îngăduite de Dumnezeu. Fie ce o fi, eu îi rămân fidel. Eu am încredere că e bun și n-am de gând să-i întorc spatele. Blândețea față de Dumnezeu se manifestă și ascultând cuvântul lui. Te conformezi cerințelor cuvântului. Nu te cerți cu instrucțiunile lui Dumnezeu, ci mai degrabă te cerți cu pornirile tale păcătoase. Dar blândețea se manifestă și față de semeni. Cum se manifestă față de semeni? Ia uitați-vă un portret rapid. Cel blând față de semeni, în relația cu semenii, se poartă cu respect față de cei aflați în poziții de inferioritate. Îi tratează cu respect și pe aceia. Dar îi tratează cu respect și pe egalii lui. Și se poartă cu demnitate, nu cu slugărnicie, față de cei aflați în poziții de superioritate față de el. Cel blând este echilibrat. În același timp, cel blând, blândețea față de semeni, își poartă cu liniște insultele, rănile ce au fost provocate. Nu se comportă cu răutate față de cei ce i-au greșit. Iartă insultele, rănile și răsplătește răul ce i s-a făcut cu bine. Moise, Miriam sau Maria. Blândețea mai poate lua chip și în vremuri de bunăstare. Cum arată blândețea ta, sau cum ar trebui să arate blândețea ta în vremuri de bunăstare? Nu se umflă de mândrie, nu-și asumă meritele vremurilor de bunăstare. Își vede bunăstarea ca fiind un dar de la Dumnezeu, nu o răsplată a meritelor sale și nici un rezultat al muncii sale. Dar blândețea în vremuri grele de adversități, cum arată ea? Este mulțumită cu condiția sa? Nu sare la ceartă cu dătătorul? Mie de ce nu merge bine? El de ce are mai mult? Nu sare la ceartă cu dătătorul? Nu invidiază pe cei aflați în condiții mai bune? Ba mai mult, deși aflat în nevoie și durere, se poate bucura că altul o duce bine. Acceptă cu recunoștință ajutorul și sprijinul altora. Înțelegeți de ce blândețea este putere controlată? Nu-i moliciune? Cine e în stare să facă așa ceva? Ferice de cei blânzi. Am văzut ce-i blândețea, ce-i smerenia, cum arată omul blând. Dar afirmația lui Iisus merge mai departe. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. De ce vor moșteni pământul? De ce nu cerul? De ce nu vor avea parte de ce știu ce lucru bun?
De ce vor moșteni pământul? Se pare că ideea aceasta nu este singulară. În Psalmul 37 cu 1 spune așa: cei blânzi însă vor moșteni țara și se vor bucura de belșug de pace. De ce cei blânzi vor moșteni pământul? Pentru că omul blând își face puțin inamici, spre deloc. Pentru că omul ieșit din competiția afirmării de sine trăiește echilibrat chiar în lipsa împlinirii nevoilor. Când tu nu umbli disperat după drepturile tale, când faci loc altora, când nu te afectează că cineva ți-o ia înainte și ți-a poate chiar poziția, tu nu-ți faci inamici. Și vei avea parte de o viață liniștită. Moștenești pământul. Cei blânzi se bucură de viață exact așa cum este, chiar și în ciuda neîmplinirilor. Putere controlată. Cel blând nu se lasă niciodată afectat când nu este băgat în seamă. Poate vorbi elogios la adresa celor care îi eclipsează și se gândesc puțin la drepturile lor și nu au pretenții a căror neîmplinire să-i frustreze. Cei blânzi sunt fericiți și se bucură de viața pământească, moștenesc pământul, pentru că pe ei nimic nu-i destabilizează. Nimic. De aceea vor moșteni pământul, de aceea vor avea parte de o viață plină de belșug, de pace. Bun. Am văzut ce este blândețea, cum trebuie înțeleasă, care sunt beneficiile ei, portretul omului blând și cum pot să fiu eu blând? Este o întrebare aplicativă, cât se poate de practică. Ce am eu de făcut ca să o pot dezvolta blândețea în mine? Ce am de făcut? Dacă îmi descoper neajunsuri în domeniul acestei trăsături de caracter numită blândețe, pot să fac ceva? Cu siguranță da. Și partea aplicativă se leagă toată, izvorește din următoarea afirmație. Smerenia este sămânța blândeții, dușmanul smereniei este mândria. Dacă smerenia din minte se vede în blândețea din fapte, smerenia este sămânța blândeții. Ar trebui să acționăm întâi undeva aici, ca apoi faptele noastre să urmeze gândirea noastră. Dar dușmanul smereniei este mândria. Ce e de făcut? Un prim lucru de făcut este: evaluează-ți cu seriozitate imaginea de sine. Și nu vreau să lăsăm așa la general, ci vreau să intrăm puțin în aceste aplicații mai în profunzime, pentru că s-ar putea să ne regăsim pe acolo și s-ar putea să găsim soluții la problema noastră. Poate că înțelegând mai bine formele de manifestare a mândriei, găsim soluții la contracararea ei, adică la practicarea smereniei. Primul pas, evaluează-ți cu seriozitate imaginea de sine, are de-a face cu gândirea ta. Înțelegând formele de manifestare a mândriei, putem să o contracarăm eventual. Câteva forme de manifestare. Prima formă de manifestare, etalarea personală. Nu e așa? Ne cade bine sau chiar ne strecurăm cumva să ne asumăm o glorie, să o ținem, să o menționăm public pentru a primi creditul dorit. Fie pentru ceva ce nu ne aparține, dar ne asumăm, fie uneori pentru ceva ce ne aparține, dar nu-i meritul nostru. Am primit de la cineva, cumva, acel lucru. Fie pentru ceva ce ne aparține, este meritul nostru, dar nu se cade să-l afișăm. Cum ai reacționa când primești un astfel de mesaj de la cineva? Ce ți-ar spune ție un astfel de mesaj al unui om care încearcă să te convingă că el știe mai mult decât tine, că el are dreptate, că lucrurile așa trebuie făcute cum îți spune el și că și argument îți aduce următorul portret? Eu am 2 doctorate, am scris 19 cărți, articole științifice 41, participări la conferințe și congrese 67, contracte de cercetare științifică 19, lucrare cu muzica de fanfară 25 de ani, lucrare misionară în comunitățile de romi 26 de ani, activitate administrativ-politică 24 de ani. Când citești un astfel de CV în contextul impunerii părerii personale,
Nu pot să spun decât că etalarea personală este un sărac substitut pentru valoarea lăuntrică. Vrei să faci ceva? Reconfigurează CV-ul în dialogul cu oamenii. Autopromovarea este contraproductivă. Cu cât vrei să te etalezi mai tare, cu atât te afunzi mai tare în disprețul celorlalți. E contraproductiv. O altă formă de manifestare a mândriei pe care s-ar putea să o găsim în noi este la extrema cealaltă, coborârea personală. Autoretrogradarea, plânsul de milă, poate fi o formă de mândrie. Nu suporți faptul că altul ți-a luat-o înainte, în mod evident îți dai seama că tu nu mai ai cum să-l ajungi, că deja este pe val, că deja face impresie, că deja ești în umbră și nu ai resursele să-l depășești și durerea eșecului zgândărește vanitatea. Și sar la extrema cealaltă. Autoretrogradare repetată și publică poate fi o formă de autopromovare, pentru că prin ea, autoretrogradându-te, prin ea tu pescuiești după afirmarea pe care crezi că o meriți. Când vii și spui, eu nu-s bun de nimic, mie nu... Nu e așa, stai puțin, nu. Pescuiești ca să auzi din gura celorlalți că nu-i chiar așa cum spui tu. Să absorbi un pic de afirmare din partea celorlalți. Autoretrogradarea, plânsul de milă, repetat și public, poate fi o formă de mândrie. Încercând să atragi atenția asupra umilinței tale, tu de fapt te mândrești. Pentru că, să fie foarte clar, mândria vrea să fie în centrul atenției atât prin reușite, cât și prin eșecuri. Este cel mai subtil păcat. O altă formă de manifestare a mândriei este nepăsarea de părerea altora. Când te uiți de sus la ceilalți în așa măsură încât nu-ți pasă de părerea lor, poate fi o formă de mândrie. Desigur, deseori este bine să nu iei seama la tot ce spun oamenii despre tine, dar verifică-ți motivul pentru care nu-ți pasă. De ce nu-ți pasă de părerea altora? Dacă nu-ți pasă pentru că sunt prostimea, sunt sub nivelul tău, atunci s-ar putea să ai o problemă. Așa că, atenție să nu ajungi să ceri ajutorul mândriei ca să te vindece de mândrie. Mândria îmbracă forme foarte subtile. Așa că cultivă-ți răbdarea de a asculta părerile celor din jur. E o dovadă de respect și un bun exercițiu de blândețe. O altă formă de manifestare a mândriei poate fi superioritatea morală și s-ar putea să ne regăsim mult mai mulți aici. Astăzi, când societatea în întregul ei comite și tolerează păcate flagrante de felul imoralității, de toate felurile, este așa de ușor să cădem în păcatul superiorității morale datorită faptului că noi nu comitem astfel de păcate. Noi nu avem un astfel de stil de viață. Ne este ușor să ne simțim superiori din punct de vedere moral și să privim cu o doză de dispreț și desconsiderare la aceia care le practică. Când ne antrenăm în acest fel de gândire sau de conversație, ne facem vinovați de mândria superiorității morale. Cum ne putem păzi de superioritatea morală? Stabilește-ți în mintea ta că, spune Pavel, prin harul lui Dumnezeu suntem ce suntem. Să fim serioși, în mod natural nici unul dintre noi nu este integru, perfect, din punct de vedere moral. Oricare dintre noi, în condițiile potrivite, putem face cele mai îngrozitoare păcate. Să nu cumva să credem că suntem imuni la anumite păcate. Nici unul din noi nu este integru din punct de vedere moral. Dacă totuși suntem, sau măcar ne străduim să trăim o viață morală fără pată, este doar pentru că harul lui Dumnezeu ne-a cucerit. Dimpotrivă, cred că ar trebui să spunem, așa cum a spus David, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. În loc să ne simțim superior moral față de cei ce trăiesc în păcate urâte, ar trebui să fim adânc recunoscători că Dumnezeu prin harul Lui ne-a răscumpărat, a pus în noi niște resurse, ne-a scăpat dintr-un astfel de stil de viață și ne și păzește pe drum. Prin harul lui Dumnezeu ești ceea ce ești. Și n-ai căzut în toate păcatele murdare pe care le disprețuiești la altul. O altă formă de manifestare a mândriei este superioritatea doctrinară. Și aici s-ar putea să ne regăsim destul de mulți.
Presupunerea că toate convingerile mele doctrinare sunt corecte și oricine are o altă convingere este inferior. Și îl tratăm ca atare, lipsit de blândețe. Și pierdem pământul, pierdem liniștea vieții. Pentru că intrăm în niște competiții care ne macină. Indiferent dacă suntem arminieni sau calviniști, cesaționiști sau continuaționiști, amileniști, premileniști, postmileniști, sau avem un soi de teologie eclectică, sau unii care desconsiderăm doctrina în sine, trebuie să ne strunim emoțiile și să ne împiedicăm disprețul acelor, la adresa celor ce gândesc diferit de noi. În 1 Corinteni 8, Pavel se ocupă de această formă de mândrie spirituală, doctrinară, când discută problema mâncării jertfite idolilor. Unii credincioși erau de părere că a mânca din lucrurile jertfite idolilor este permis în contextul libertății creștine. Și Pavel nu-i contrazice, e de acord cu ce spun ei, însă îi mustră pentru mândria doctrinară ce rezulta din convingerea lor. 1 Corinteni 8:1. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință. Dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Superioritatea doctrinară ți-o rezolv astfel, fiind conștient că cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Nu sugerez prin aceasta că n-ar trebui să ne formăm convingeri doctrinare serioase. Ceea ce vreau să spun este că ar trebui să ne ținem convingerile cu umilință, realizând în același timp că mulți oameni, capabili din punct de vedere teologic, au convingeri diferite de ale noastre. Prima parte a aplicației a avut de-a face cu aici. A avut de-a face cu gândirea noastră. Să ne o controlăm, ghidăm, învățăm, disciplinăm cum ne vedem pe noi și cum ne înțelegem pe noi. A doua parte a aplicației are de-a face cu aspectul faptelor. Cultivă-ți un comportament blând. După ce îți faci ordine aici, începe să practici blândețea. Ce poți face? Aș vrea să intrăm, să nu sărim repede peste această afirmație generală. Cultivă-ți un comportament blând. Cum? Vreau să știu cum îl cultiv. Uneori, gândirea este important să fie schimbată pentru că gândurile noastre determină până la urmă faptele noastre. Dar alteori este bine să acționăm și asupra faptelor noastre printr-un exercițiu dezvoltându-le niște obiceiuri care apoi devin o stare. Așa că cultivă-ți un comportament blând. Cum? În câteva feluri. 1. Vorbește elogios la adresa celui ce te eclipsează. Cine sunt oamenii care te eclipsează? Și nu cred că nu v-au venit în minte deja niște oameni. Oameni care, față de care simți un soi de invidie, faptul că vezi că ți-au luat-o înainte, că sunt mai bun ca tine, că le iese mai bine ca ție, sau ca copiilor tăi, sau mai știu eu. Cine sunt oamenii aceia care te eclipsează într-un fel sau altul, care ți-au fața, strălucirea? Ce poți face? Disciplinează-te să-i vorbești de bine. Caută să le distingi câteva calități și apreciază-le în public, pentru că în felul acesta îți tai căile de retragere. În public vorbește-l de bine, chiar dacă înăuntru tău simți și lucrurile nu sunt rezolvate. Cultivă-ți această capacitate de a vorbi elogios la adresa celor care te eclipsează. Nu este ușor la început, dar prin exercițiu, ceea ce a început cu efort va deveni un obicei benefic. 2. Dă răspunsuri delicate la întrebările aspre. Cum arată răspunsurile tale când ești tras la răspundere? Învață-te să dai răspunsuri delicate. Controlează-ți pornirile. S-ar putea să o faci prin exercițiu, nu că ți vine natural. Și este o disciplină pe care ți-o poți forma. Și îți va fi din ce în ce mai ușor să răspunzi în același fel, să fii blând până la urmă. 3. Nu te lăsa provocat ușor, iar dacă ai făcut-o, caută reconcilierea. O cauți după ce te-ai lăsat provocat? Chiar dacă a fost vina ta, caută măcar să dai de înțeles că dorești reconcilierea. Asta, acesta este un exercițiu pe care îl putem practica. 4. Nu întoarce rău pentru rău, ci bine la rău. Cum arată reacțiile tale când ți se face un rău? Disciplinează-te să răspunzi cu bine la rău.
concret. Caută ceva bun de făcut pentru cel care ți-a făcut rău. E greu, e foarte greu. Dar impune-ți, gândește-te la ceva ce ai putea face. Un lucru bun, pozitiv, pentru unul care ți-a făcut rău și fă-l. În ciuda tuturor sentimentelor tale, este un exercițiu care te poate antrena într-o trăire plină de blândețe. 5. Nu te lăsa măcina de gelozie. Gelozia implică de regulă 3 persoane. Și apare atunci când ți-e teamă că pierzi relația cu cineva sau timpul sau atenția cuiva. Pierzi pe cineva pentru că o a treia persoană a devenit prieten mai bun și simți că ai fost înlocuit. Și atunci se instalează gelozia. Care ar fi antidotul pentru gelozie? Reglează-ți așteptările cu privire la relații. Înțelege că toate relațiile sunt temporare, cu o singură excepție. Relația cu tine însuți. De tine nu scapi oriunde ai merge. Din prima zi până în ultima. În rest, oamenii sunt puși lângă noi pentru o vreme. Cum ai scap de gelozie? Nu te lăsa prins în capcana de a crede că prieteniile cele mai valoroase sunt cele exclusiviste. E bine să știi care sunt acei prieteni la care poți apela oricând, cu care te simți în largul tău, dar nu ține captiv pe nimeni în relații care sufocă și sunt încărcate de pretenții. Exclusivismul într-o relație este total nesănătos și creează gelozie când altcineva captează interesul persoanei a cărei prezență o cauți. Și antidotul pentru gelozie este și să îți dai seama că relațiile au nevoie de timp și sezoane variate pe care să le traverseze pentru a fi testate și validate. Chiar dacă din prima zi simți că rezonezi sau conectezi foarte bine cu cineva, ai răbdare și oferă spațiu celuilalt. S-ar putea ca timpul să-ți spună, nu-i chiar așa cum am avut prima impresie. 6. Fă loc altora. Înlocuiește-te. Promovează-i, refuză să urci pe scară călcând pe alții în picioare. Înfrânează-ți interesele și deschide drumul pentru altul. Investește în cineva, refuză frica că cineva îți va lua locul. Împinge-i pe alții în față, pregătește-le platforma. Dă-te la o parte și lasă-i să facă ceva. Vor fi oameni care vor lupta murdar ca să-ți ia locul? Da, vor fi. Dar care e alternativa? Singura alternativă pe care o ai dacă refuzi să investești în alții, să lași pe alții, să-i promovezi pe alții, singura alternativă este să-i apeși tu, să le împiedici tu creșterea, să le dai tu peste picioare, să-i împiedici tu să le iasă. Dar atunci, ce caracter ai clădit în tine? Și cât de fericit vei fi cu disprețul lor? Și cu tensiunea în relații pe care ai creat-o. Pentru că spațiul tău e al tău și nimeni n-are ce căuta acolo. Poziția ta e a ta și nimeni n-are ce căuta acolo. Încă nu-i vremea ca să-mi ia altul locul. De ce? Nu te lăsa folosit de carieră ca să-ți distorsionezi caracterul. Ai putea fi înlăturat urât? Da. Și ce dacă? Și ce dacă? Nu crezi că Dumnezeu poate lupta pentru tine? Nu crezi că Dumnezeu îți vede investiția în celălalt și ți-o va onora? Nu crezi că avansul cuiva poate fi folosit și înspre binele tău? Mai ales în comunitățile noastre. Ce altă alternativă ai? Să calci tu în picioare, să disprețuiești tu, să împiedici tu și să rămâi în viața cuiva omul care a distrus viitorul. Nu e alternativă tare fericită. Așa că, în final, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Adică, se vor bucura de viață pentru că nimic nu-i destabilizează. De ce nu-i destabilizează? Pentru că nu se gândesc la meritele lor și nici nu-i interesează să-și obțină drepturile cu orice preț. Îl cauți pe Iisus, pe El îl găsești în astfel de grupuri de oameni. Harta care te duce la El o găsești aici, în cele 8 fericiri. Terenul unde Iisus se plimbă, este prezent, este delimitat de aceste 8 fericiri. Ce ne învață primele 3?
ești binecuvântat când ajungi la capătul funiei, cu cât mai puțin din tine, cu atât este mai mult din Dumnezeu. Ești binecuvântat când te frângi înaintea lui Dumnezeu și îți jelești păcatele. Ești binecuvântat când ești mulțumit cu cât ești. Nici mai mult, nici mai puțin. Și acesta este momentul în care devii stăpânul lucrurilor care nu pot fi cumpărate.